candidați. Doamna premier, care este poziția Guvernului României vis-a-vis de candidatura doamnei Laura Căruța Chioveș și la parchetul european? După cum știți, doamna Laura Căruța Chioveș și nu este propunerea noastră pentru Parlament, pentru procuror european. Deci, dacă atâta timp cât nu este propunerea noastră, nu este propunerea Guvernului României, nu vreau să despre acest candidaturile lucru. Sunt independente, dar totuși a ajuns foarte departe, este în ultimii trei. Ar trebui România să o susțină sau nu? Nu vreau să vorbesc despre acest subiect. Atâta timp cât nu este propunerea Guvernului României, nu vreau să vorbesc despre acest subiect. Doamna premier, sunt foarte multe, foarte multe posturi în care poate ajung români și care ajung acolo fără ca să aibă susținerea Guvernului României sau a cuiva din România. Nu știu. Eu nu cred că trebuie să vorbesc despre acest lucru atâta timp cât nu a fost nominalizarea Guvernului României. Doamna premier, știți că domnul Răzvan Cuc este pasibil de fals în declarații. În declarația de avere acestuia apare un apartament de 700 de metri pătrați în Giurgiu, care apare și astăzi în declarația de avere? Nu știu despre acest lucru, dar eu cred că acest lucru poate lămuri domnul Răzvan Cuc și nu cred că trebuie să-l rămuresc eu. Eu cred că domnul Răzvan Cuc poate da lămuriri legate de acest aspect. Poate da aceste lămuriri? Poftiți? Ne poate da aceste lămuriri? O să vă dea după ce o să pe, o să-l întrebați și domnul Răzvan Cuc vă va da aceste lămuriri. Vă mulțumesc. Doamna premier, dumneavoastră știți care este procedura de alegere a procurorului general european? Știți că guvernul nu este cel care propune candidatul? Nu guvernul este cel care face. Dar nu avem noi propunerea, nu avem susținerea. Noi nu am acordat această susținere. Guvernul trebuie să dea un mandat. Dacă am spus că guvernul nu are nicio legătură cu această propunere, înseamnă că și nici guvernul... Nu, veți, da? Nu. În această dar dețineți președinția Consiliului Uniunii Europene. Știți ce presupune președinția Consiliului Uniunii Europene? Că trebuie să fim mediatori imparțiali. Deci, noi nu putem să fim de o parte sau de alta în Consiliu. Probabil când ajunge în Coreper, cred că săptămâna aceasta, vom vedea cum vom vota statele membre. Deci, parlamentarii PSD.